A fost odată ca niciodată că dacă nu ar fi, nu s-ar povesti, o rață care își clocea ouăle într-un cuib, într-o ascunzătoare. Rața era tare nerăbdătoare să-și vadă bobocei. Mac, 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 mac. Într-o zi, coaja de la ouă început să crape și de acolo au ieșit rând pe rând ghemotoace de puf, gălăgioase voie mare. Mac, 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 mac. Doar un singur ou, ceva mai mare, a rămas nespart. Deodată din acel ou ieși un boboc. Dar să vezi mirare, bobocul era mare și urât, iar rața tare se mai necăji din această cauză. Pentru că suratele ei o necăjeau tot timpul, rața l-a izgonit pe bobocul cel urât din curtea păsărilor. Mac, mac, mac! Bietul bobocel plecă necăjit în lumea largă. E, și iacătă că într-o seară ajunse la o căsuță în care stăteau o bătrână, un câine și o pisică. Bătrânica îl îndrăgi pe loc pe bobocuț, chiar dacă era mai urât. Dar câinele și pisica erau tare țâvnoși. Câinele așa îi spunea: nu poți să latri, așa că stăpâna noastră nu te iubește. Ham, ham, ar fi bine să pleci. La fel îi spunea și pisica: miau, cred că nici nu știi să torci. Nu ești bun de nimic, ar fi bine să pleci. Bietul boboc le dădu crezare celor doi și plecă, supărat, de la căsuța bătrânicii. Iarna și frigul cel aspru se apropiau. Frunzele cădeau, iar nopțile se făceau din ce în ce mai friguroase. Așa că se aciuă și el pe lângă o baltă. Bobocul se credea de acum pierdut. Ha, ce arătare urâtă trebuie să fiu! Dacă nimeni nu mă iubește, nimeni nu-mi este prieten. Ce arătare urâtă trebuie să fiu! Vai de mine! Iarna cea nemiloasă îl luă pe nepregătite și fu cât pe aci să înghețe în apa lacului. Dar un țăran milos, care trecu pe acolo, l-a luat la el acasă. Ei, a trecut o lună, a mai trecut o lună și bobocul cel urât nici prea bine n-o ducea. Păsările din cotețul țăranului erau mereu răutăcioase, iar copiii acestuia îl necăjeau toată ziua, așa că bobocul plecă din nou în lume. Ei, și iacătă că au venit zile frumoase de primăvară și pentru prima oară bobocul uită de necazurile prin care trecuse. Se opri undeva lângă un lac și vreau să-și dezmorțească aripile. Dar când își întinse aripile, minune mare, începu să zboare. Zburătăcind așa, nimeri pe luciul unei ape, unde se aflau câteva păsări frumoase, albe și grațioase, cum nu s-a mai văzut. Acestea erau lebedele. Privind la frumusețea acestor păsări, bobocul se rușină de urățenia lui și își băgă capul în apă. Ei, dar când își privi mai cu atenție chipul, descoperi că, de fapt, nu era un boboc urât de rață, ci era o lebădă în toată regula. Avea penele albe ca neaua, gâtul lung și arcuit și avea aceeași grație ca toate lebedele de pe lac. Celelalte păsări o înconjurare cu mare drag. Și uite așa, bobocul de rață celor opsit era de acum fericit, cum nu se mai putea, pentru că își regăsise suratele. Și am încălecat pe o șa și v-am spus povestea mea.